Am așteptat de mult să discutăm cu această invitată, pentru că ne e tare dor, e plecată departe, e mămică, s-au întâmplat foarte multe între timp, dar cu detalii chiar acum. Olga Busuioc, bună dimineața! Bună dimineața, Lili, bună! Ce faci? Și felicitări, pentru că s-au întâmplat atât de multe lucruri frumoase în viața ta și te-am felicitat pe Instagram, nu și oficial, cum ar veni, știi? Mulțumesc, da, mulțumesc tare mult. S-au întâmplat într-adevăr lucruri frumoase și zic să le împărtășesc și cu voi. Noi ne bucurăm tare mult. Felicitări în primul rând pentru fetița ta. Știu că cât ai așteptat-o, știu că te-a împlinit și ești foarte fericită. Da, ea a fost un miracol pentru noi și da, Sofia Malen se numește, are 7 luni. Fată mare! Da, e fată mare, e o fetiță adorabilă care ne aduce tare multă bucurie și care ne-a schimbat totalmente viața. Așa e. Ce să zic, pe tine te-a schimbat? Evenimente. Da, spune ce ai vrut să spui. Da, să nu te întrebi. Multe evenimente s-au întâmplat și recent au fost din fericire frumoase. Am văzut, ai postat o poză recent chiar pe Instagram în care sunteți mire și mireasă. Da, asta și-a dorit Dominic. El a vrut să facem nunta în Moldova, dar a trebuit să amânăm din cauza pandemiei și am făcut înregistrarea civilă peste un an după data planificată și urmează să facem nunta în Moldova. Totuși va fi nunta în Moldova. Îi plac tradițiile noastre, nunțile noastre? Foarte mult, foarte mult. El ține ca să aducă toată familia și prietenii în Moldova să le arate cum se fac nunțile. Așa e. Eu știi cum, îți urez să se întâmple acest lucru, pentru că, într-adevăr, nunțile noastre sunt memorabile, mai ales pentru străini, dar și pentru noi. Zi-mi, cum te-a schimbat maternitatea? Pentru că tu erai, până nu de mult, axată foarte mult pe carieră, erai foarte ocupată, adică, practic, în programul tău nu se, știi cum, n-aveai loc pentru altceva și uite că cu apariția fetiței ai înțeles că e loc și pentru altceva, nu doar pentru carieră. Noi ne-am dorit copii și asta a fost un vis pentru mine și cum și-am mai spus, un miracol. Ea a venit atunci când a trebuit să vină, a schimbat totalmente viața noastră, a început pandemia, contractele s-au anulat, absolut toate, practic pe 2 ani. A știut ea când să vină, știi? Da, da, exact. Și eu am savurat orice moment. Colegii mi-au zis, mai ideal nu se putea, știi? Eu nu am simțit ruptura asta, pentru că m-am integrat totalmente. Ai renunțat la ceva, așa e. Nu am renunțat, da. Nu am renunțat, dar m-am dedicat 100% și chiar savurez și până acum fiecare moment. Eu m-am gândit că voi fi o mamă, voi continua cu mare ardoare cariera, dar am zis, eu mai ezit, pentru că trebuia să revin la muncă în septembrie. Așa. Și am zis, eu nu sunt gata să sacrific timpul cu Sofia pentru carieră. Deci am zis, mai așteptăm și revin în decembrie la Paris. Așa, ce ai? Unde mergem toți împreună. Sofia va fi prezentă, așa că sperăm. O să fie foarte bine. Fanul numărul 1. Sunt tare emoționată, dar ea deja cântă cu mine. Păi, altfel nici nu se poate. Dar spune-mi, te rog, cum e ea? E liniștită? E fată cu caracter? Pentru că deja ați început diversificarea, bănuiesc, gândurește. E fată mare, ziceam, 7 luni. Da, e fată mare. Nu știu, pentru mine e un copil fără probleme. Deci e un copil înțelegător, știe că mama are nevoie de timp și odihnă. Ea e un pic mai liniștită. Suntem ambele mereu, pentru că Dominic lucrează foarte mult. Asta vreau să te întreb. Ai pe cineva care te ajută? Ai ajutor? Ai o bonă? Ai, nu știu, o persoană care e cu tine? Sau? Am bunei, părinții lui Dominic, care... deci mama, care trăiește foarte aproape de noi și ne-am ținut foarte mult să ne mutăm alături de ei, pentru că până acum am trăit în Stuttgart și acum suntem în alt oraș, mai aproape de părinți. Locul în care probabil a fost locul meu de vis, pentru că dacă să răsfăim prin amintiri, Dominic îmi spune când ne-am întâlnit 2 ani și jumătate în urmă, el m-a întrebat ce-ți dorești de la viață acum, că parcă viața profesională este totul ok, deci ce-ți mai dorești? Eu zic, să știi că mi-aș dori o fetiță cu ochi albaștri și o casă cu multă lumină și pereți primari. Ce frumos! S-a îndeplinit! Și el zice, acum că te uiți, cum îți pare? Zic, ce frumos. Ca un vis, da. E cu ochii albaștri, fata? E cu ochii albaștri? Da. Și ai ferestre luminoase, da? E fata lui tata, e cu ochii albaștri, cu, practic, blondă, cu părul crețos. Cei care nu te urmăresc și poate nu știu, spune-le, cine este Dominic al tău? E din domeniu sau e departe de lumea asta a artiștilor? Din fericire, nu e din domeniu. Ceea ce îl face să fie foarte integrat, e mai mult în sfera inovațiilor, ceea ce îl ajută cumva să-mi ghideze partea managerială, pentru că eu sunt cu agenții și el cumva este foarte implicat în asta. Și chestia asta echilibrează, exact. El este o persoană foarte activă și de la el am învățat foarte multe. Știi cum, ne uităm noi fetele pe Instagram, pare bărbat bun, Olga, pare bărbat bun, care te iubește mult. Să știi că dimineața se întâmplă totul pe repede, eu îți mulțumesc pentru acest interviu, dar vreau să te complimentez pentru că arăți foarte bine. Tu întotdeauna ai fost o femeie frumoasă, dar să știi că maternitatea ceva a schimbat, acea licărire de care la un moment dat avem nevoie toate, știi? Și atunci când îți dorești foarte mult ceva, parcă ești un pic altfel și când se întâmplă, radiezi, așa că să fiți voi sănătoși. Așteptăm nunta de acasă. Cu drag. Și eu trebuie să zic că arăți foarte bine, ca de obicei. Ne complimentăm una pe alta și îți țin pumnii pentru revenirea în scenă. Sunt aproape sigură că o să fie fabulos, mai ales că gașca de suporteri se mărește, știi? Da, e important. Așa că ne vedem la Paris. Cei care vor fi iarna la Paris, mă aștept mare de... Te pup și îți mulțumesc din suflet, Olga. Multă sănătate vouă. Mă bucur că te văd împlinită și da, cum spuneam și spun cu altă ocazie, o femeie e împlinită atunci când e bine acasă. Cât de mult nu a reușit pe plan profesional, dacă are așa un gol în suflet, atunci parcă ceva nu e cum trebuie să fie. Noi ne bucurăm tare mult pentru Olga. Urmăriți-o pe pagina ei de Instagram pentru că postează poze tare drăgălașe și lăsați-i un mesaj cu un gând bun.